De ce susții pe acest om? Că nu face nimic special. Tu îi spui asta lui Dragoș Dado, unul dintre prietenii mei vechi de pe această platformă. Nu are rost să zic ce fac eu special, pentru că cel mai probabil nu fac nimic special sau mai special decât voi ceilalți, dar sunt aici de 3 ani pe TikTok, zi de zi, neobosit, postăm 5 videoclipuri pe zi, fără pauză. Am făcut peste 50.000 de semnături la peste 15.000 de clienți unici. O grămadă sunt semnături date în mod complet gratuit, vouă, mai ales la începuturile mele pe această platformă. Am două business-uri, Râpă de Art și Creator, de care sunt foarte, foarte mândru. Am 700.000 de urmăritori în creștere. Asta pentru că nu fac nimic special. Eu sunt unul dintre puținii care n-am promovat niciodată nimic despre criptomonede, investiții sau ceva. Ce să vă fi dus pe voi în a lua niște decizii complet greșite, pentru că dacă eu nu cred într-un produs, nu o să-l promovez niciodată, și dacă vă uitați în toată activitatea mea de peste 6.000 de videoclipuri postate pe această platformă, nu o să vedeți poate nici măcar 10 videoclipuri în care fac vreo promovare pentru altcineva. Tocmai pentru că nu sunt influencer, sunt creator de conținut și îmi promovez doar business-urile mele proprii, produsele și serviciile mele. În tot trendul acesta în care toată lumea vă propune să lăsați școlile, să lăsați facultățile, să vă vedeți de viață și de business, eu am terminat și o facultate și un master și sunt foarte mândru de asta, și că, deși am primit oferte pentru colaborare la Creator, am refuzat aceste oferte pentru că tinerii care îmi cereau să facem colaborare aveau sub 20 de ani, poate un 18, 19, și asta mi se pare oricum îngrijorător, și voiau să se lase de facultate ca să facă business, iar eu am zis nu, faceți întâi facultate, vedeți-vă de partea academică că e mai importantă decât orice afacere de pe lumea asta, și apoi când aveți și cortexul maturizat, creierul vostru gândește sincer și liber și perfect asumat, apucați-vă și de o afacere și aveți timp să falimentați și să vă reveniți și să aveți succes în viață de acum înainte cât vreți. Dar întâi școală, apoi carieră profesională. N-am făcut nimic special, nu merită nimeni să mă susțină. Eu vreau să rămân în continuare aici, mă autosusțin, vă mulțumesc pentru asta. Și dacă nu este de ajuns, sunt printre puținii creatori de conținut de pe platforma aceasta care n-a făcut niciodată vreun live în care să ceară donații.